Jurnaliștii de la Gorj News scriu că șeful CEO, Laurențiu Ciurel, se află în conflict de interese între calitatea de inculpat pe care o are în dosarul Rovinari Turceni și cea de director al companiei prejudiciate. Procurorii DNA au descoperit un prejudiciu de 5,6 milioane de euro, partea acestuia fiind produs de Ciurel, pe când era director al complexului Rovinari. Acesta a semnat un contract, acte adiționale și documente prin care au fost virate sume foarte mari casei de avocatură Șova. Încă din timpul urmăririi penale, în calitate de director general al CEO, Laurențiu Ciurel avea obligația de a decide ca această companie să se constituie parte civilă în vederea recuperării prejudiciului generat, în parte, chiar de el însuși. Mai mult, Consiliul de Supraveghere al CEO și Ministerul Energiei aveau obligația de a constata că Ciurel se află atât în incompatibilitate, cât și în conflict de interese, scriu jurnaliștii Gorj News. Jurnaliștii cer intervenția Agenției Naționale de Integritate și a comisiilor parlamentare în acest caz.